Am vrut să vă demonstrăm astăzi un punct de vedere prin acest video și numai pe jumătate vi-l putem arăta. Despre ce e vorba? Stăm de vreo oră aproape și pândim caprele astea care și-o dat seama că le pândim și nu mai fac ce-o făcut înainte să aducem camera. Și ce s-a întâmplat? Haideți să începem video să vedeți despre ce e vorba. Zici că e o văcuță. Vai, ce plină e. Ce le-ai dat? Le-ai dat, dar nu-i prea umflat aia, mă. Uite-te la ea cum se arată. Nu. Sofia, dar așa cum stăm noi aici și ne uităm la ele, tu crezi că ele nu-și dau seama că noi stăm să le pândim? Atunci povestește ce s-a întâmplat. Vrei să-ți povestesc? Nu. Ia cum le cheamă. Asta de jos. Dar pe asta ce-a apucat-o? Măi, oameni buni! Bai cu caprele astea, că s-a tată de șteapte și de șmechere, de doamne fete! Avem pomana dincolo, la care funcționează zăbăluța anul ăsta. În schimb, în 2024, e primul an în care cele trei educe de aici au reușit să sugă de la mamele lor cu tăcu zăbală, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum la alte capre din anii anteriori. Vezi ce înseamnă evoluția? O văzut caprele că într-un an n-au putut sujeieze, i-au creat altfel. Exact. Și acum ce se întâmplă? Piticele astea de aici, educe din februarie, le-am separat, le-am băgat împreună cu capul. Inițial ne gândeam că le-a fugărit țapul și le-a montat sau le-a montat prea devreme. Însă nu asta e problema. Problema e că dumnealor ia pe cip în găurile astea de la gard, vin caprele mele astea cu lapte și se aliniază pe aici pe lângă gard și dumnealor ieduțele bagă capul în gard și sub. Și eu de la Fifi care ziceam, vai de mie că asta capra asta nu a dat de lapte, de-abia se apropie de ce o dat anul trecut la prima fătare. Și uite de ce n-avem lapte de la capră, că dumnealor sunt șmechere și pe la mează vin și mai decartează un pic de lapte la eduțe. Da. Spuneți-mi voi dacă ați pățit de aeste, că am crezut că gardul ăsta de plasă e destul să le separe, dar uite-te că... Uite-te cum stă treaba. Doar nu pot să-mi iasă împreună la păscut, că de sub se pare că tot sub. Da. Și acum ce te-ai gândit să faci? Păi acum o să pun niște fir de gard electric pe partea asta în așa fel încât dumnealor să se curenteze. Da, îl pui și conectat. Da, da. Păi dacă nu îl pun conectat, nu mai... N-are niciun rost. Că ele s-au obișnuit să bage cap. Mhm. Ia uite de cum se uită. Problema e că eu am stat acolo și m-am uitat la ele, că le-am fodat astăzi niște luțernă cu 100 de alaltă ieri. Și fiindcă ele nu mâncaseră luțernă încă, am zis hai să vedem cum se comportă, cum se pline bine. Și cât am stat eu să mă uit la ele, să văd ce fac și cum se plimbă de aici colo, nu mai le văd pe două care au ieduțe aici, că vin și se aliniază. Eee, mama voastră de capre! Adică tu, bietul, te-ai îngrijorat că n-ai suficient lapte de la o capră și dumneai a lăpta. Da, mă gândeam ce e cu capra asta tu, că doar anul trecut ne-o dat 4 litri jumate la prima fătare și am un...
Abia 3. La 4 la z, 3 jumate 4. Hai mai. Vezi dacă n-am cuțitul la mine. Am reușit. Nu. Deci dumneai capra mea. Ana. Ia astea șmecherii face. Ana. Mana. Ui bai că... Dragilor, eu s-am lămurit. Cum să zicem popor în România că vorba ce e capra și dracu. Nu chiar, dar nici departe nu-i. Uite-te tu cum orice ar face numai să nu-mi dea mie laptele. Dar bine, după ce le dau de mâncare atunci? E drept că căpruțele astea stare drăguțe și stau aici și te-o muțe. Uite cum se uită, nu? Pune-i mâncarea. Ești că... Tata vostru are grijă de voi, amu. Lasă să-și facă și el treaba. Să muncească și el un pic, nu? Da, păi da, nu? Uite cum ochii la ieduțe și după aia se uită cu un ochi la noi. Ce fac intrușii ăștia aici? De ce stau și se uită tot în col? Înțelegi? Deci tot în colă, tot la ieduțe, tot la noi se uită. No, ce facem acum? Dragilor, ăsta e video de astăzi și sperăm că ați aflat ceva nou despre capre, pentru că eu personal astăzi m-am mai învățat cu ceva, mai aflat ceva. Sunt curios să-mi scrieți în comentarii dacă voi ați pățit așa ceva ca și crescători de capre sau dacă ați știut că așa ceva se întâmplă. Bine, e clar că animalul ăla care știe care un pui să sălește să-i dea e mâncare prin orice măsuri și mijloace poate. Însă, eu n-am crezut că animalele astea sunt așa inteligente. No. Spuneți-mi voi ce părere aveți de caprele mele și de cât este de șmecher și de periculoasă și de perverse, am putea zice. Că eu umblu după ele și aștept să-mi dea lapte și asta ni deja îmi făceam bătăi de cap și grijuri că cât de bună era de lapte anul trecut și vai ce ne-a minunat de ea și uite-te tu că astăzi, anul ăsta, slăbuț și m-am aflat de ce. Așa că așteptăm comentariile voastre, ajutați-ne cu un like pentru că avem nevoie cu algoritmul să ne distribuie, să ne recomande mai departe. Că, na, creșterea caprilor nu e un subiect așa cam de nișă și poate că nu tare să uită lumea la noi, dar noi vă arătăm de tăte din viața de orășan la țară. Așa că abonați-vă, vă salutăm pe toți, salutăm pe membrii canalului care ne susțin în fiecare lună. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Data viitoare! Thank you.